Adina este alături de noi live și ne spune dacă deja au apărut rezultatele și cum procedează, de exemplu, un părinte ca să afle cât a luat ăla micu. Bună dimineața, Adina! Bună dimineața, încep cu o informație de ultimă oră. Platforma edu.ro, pe care urmează să fie afișate notele obținute de elevii de clasa 8-a la evaluarea națională, a picat în urmă cu câteva minute. Ea a devenit indisponibilă, semn că atât părinții cât și elevii intră în același timp pe această platformă ca să vadă dacă au fost publicate rezultatele. Noi avem ca termen ora 2 astăzi, până când vom putea afla aceste rezultate, însă iată că sunt elevi și părinți care încearcă deja să le afle, să vadă dacă ministerul nu cumva le va publica mai devreme, așa cum se întâmpla în fiecare an, de obicei la ora 12. Iată că anul acesta termenul a fost împins până la ora 2. Discutăm cu profesoara de limba română Cristina Tunegaru despre această mare așteptare a elevilor și a părinților pentru un examen care s-a desfășurat în condiții extraordinare anul acesta, putem spune. Noi suntem la școala 195 Hamburg din București, care se întâmplă să fie cea mai mare școală din România. Sunt peste 2000 și ceva de elevi aici și unul dintre cele 4337 de centre de examen care ar putea să afișeze rezultatele și chiar să-i primească pe elevi să le vadă aici, pentru că dacă site-ul nu merge, probabil că vor veni să le vadă. Neața! Bună dimineața! E o zi plină de emoții astăzi, pentru că elevii așteaptă rezultatele și unii dintre ei chiar nu știu ora la care să se aștepte. De dimineață copiii m-au căutat și m-au întrebat, era ora 9, doamna s-a afișat, când se afișează rezultatele? Pentru ei, pentru mulți dintre ei, e primul examen important din viața lor. Astăzi e și ziua în care se desfășoară proba la limba română, proba de bacalaureat, prima probă și iarăși multe emoții și pentru absolvenții de liceu. E o zi încărcată pentru educația din România și sperăm să avem rezultatele cele mai bune. E posibil ca tocmai în condițiile în care ne folosim atât de mult de tehnologie să-i vedem pe copii anul acesta la vizierele școlilor, pentru că platforma aceasta se pare că nu merge în acest moment. Cu siguranță îi vom aștepta și pe părinți și pe elevi la școli, pentru că unii dintre ei vor să vadă rezultatele afișate. În mod tradițional, rezultatele sunt afișate în școli și cu siguranță vor veni și îi așteptăm. Important de spus este că anul acesta nu vom vedea la vizier numele, prenumele și prenumele părinților, așa cum îl vedeam în fiecare an, ci vom vedea doar niște coduri, pentru că fiecare elev a primit la mijlocul săptămânii trecute un cod, în dreptul căruia va vedea notele afișate, notele obținute la evaluare, tocmai ca să fie protejați cumva elevii. Se pare că și părinții au cerut protejarea acestor informații, dar și legea ne impune practic acest lucru odată cu GDPR-ul acesta despre care tot vorbim. Cum credeți că se vor desfășura lucrurile anul acesta cu aceste coduri? Vor fi confuzii create? Chiar dacă vor fi confuzii, cred că este o idee extraordinară, pentru că fiecare familie, da, are dreptul să păstreze aceste rezultate și să le împărtășească doar dacă consideră de cuvință. Noi ne-am obișnuit în mod tradițional să ne uităm și la notele noastre și să le comparăm cu notele celorlalți. Și vedem lucrul acesta, le văd și eu ca profesoară la clasă, adeseori copiii se compară, își compară notele, își compară performanțele și nu e întotdeauna în beneficiul lor. Pentru că fiecare elev a de pus efortul pe care l-a crezut de cuvință și nota este a sa, nu trebuie cunoscută de ceilalți. Cred că e o idee extraordinar de bună și chiar dacă la început poate va fi mai dificil, da, ca elevii să urmărească, să caute codurile, să-și regăsească notele, cred că suntem pe drumul cel bun și ideea aceasta de a da rezultate anonime este una în beneficiul educației pe termen lung. Ne uităm puțin la promovabilitatea de anul trecut. Am avut 73,12% elevi care au luat evaluarea națională. La ce cifre ne așteptăm anul acesta? Ne așteptăm ca cifrele să fie mai bune, tocmai pentru că s-a zvonit că acest examen este unul mai blând din pandemie. E adevărat, subiectele au fost medii spre ușoare. Ce e important de remarcat este faptul că dacă stăpânești limba română, de exemplu, pentru că vorbesc de disciplina pe care o predau, și dacă poți să construiești un text narrativ în cazul acesta și înțelegi un text pe care l-ai citit la prima vedere și ai cunoștințe minime de teorie literară, poți obține cu ușurință o notă, da, cel puțin nota 7 la examen, fără să depui efortul să rezolvi exercițiile de gramatică, de exemplu, care, să spunem, au avut o complexitate sporită. Și atunci, cred că ne putem aștepta la note mai mari anul acesta, dar
cu siguranță eu mă aștept și așa trebuie să fie rata de promovare să fie mai mare. Adică să nu avem 70% sau 70% de copii care să fi luat nota 5, ci procentul mult mai mare, pentru că e un examen ușor, a fost un examen ușor și toți copiii trebuie să treacă acest examen cu ușurință. Și să ne uităm la ce generație avem în față, pentru că vorbim de elevii ultimii care au intrat la școală direct în clasa 1 din 2012, practic ei sunt din această generație, și de asemenea o generație care a avut numai puțin de 10 miniștri ai educației. Ce pretenții avem de la ei? Generația aceasta e ultima generație care a învățat pe vechile programe și eu întotdeauna m-am dus la clasele acestea cu sufletul încărcat, pentru că a trebuit să predau extraordinar de multă materie. Ei au învățat încă pe vechiul sistem și pe vechile programe și vechile manuale extrem de încărcate. Sunt aceleași manuale pe care am învățat eu la clasă atunci când am fost elevă. Da? Nu s-a schimbat nimic în ultimii 20 de ani pentru aceste generații și pentru acești copii. Și atunci ei încă au trebuit să lucreze foarte mult și să se pregătească extraordinar de mult. Mulțumim tare mult, Cristina Tunegaru, profesoară de limba română, cu elevii care așteaptă acum rezultatele publicate pe edu.ro. Să sperăm că această platformă își va reveni rapid, pentru că nu vrem să prelungim emoțiile elevilor și părinților care așteaptă aceste rezultate, primul examen important din pandemie. Vă reamintesc că anul trecut 73,12% dintre elevi au luat evaluarea națională și așteptăm să vedem dacă rezultatele de anul acesta confirmă încă o dată fenomenul Brăila despre care se vorbește. Știm că în fiecare an ar fi al 8 dacă se confirmă acest lucru, în care județul Brăila obține cea mai bună medie la evaluarea națională, anul trecut 87,6%. Acestea au fost informațiile, dragilor, așteptăm rezultatele.